Căsătoria dintre persoanele de același sex. Heredit, am nevoie de ajutorul vostru. Toată lumea e din ce în ce mai îngrijorată pentru soția mea și nu știu ce să fac. Spun că e soția mea pentru că în ochii mei, asta este. Legea spune contrariul și cu toate că am avut o ceremonie de căsătorie în prima jumătate a acestui an, Australia încă nu recunoaște iubirea noastră doar pentru că suntem amândouă femei. E ridicol, nu doar pentru că nu o pot numi soția mea în mod legal, dar de asemenea nu putem adopta copii, nu putem lua decizii medicale sau financiare una pentru cealaltă și nu ne putem declara ca rudă de gradul întâi ori ca urmași. Dar i-am cerut mâna și în loc să așteptăm, am decis să ne căsătorim acum. Înainte de nuntă am început să observ că soția mea era tot mai abătută. Era încântată, bineînțeles, și am planificat cu nerăbdare ziua cea mare, dar de câte ori ne uitam pe lista de invitați, se închidea în ea. Nunta avea să fie destul de mică și intimă, cu membrii familiei și prietenii apropiați. Dar atunci când am început să primim răspunsurile la invitații, am observat că familia soției mele nu răspundea. La început nu am dat importanța acestui lucru. Locuiau într-o zonă rurală, așa că m-am gândit că invitațiile erau încă la poștă. Poșta din Australia este extrem de înceată. Dar atunci când a trecut perioada de primire a răspunsurilor și tot nu am auzit nimic de la ei, am întrebat-o pe soția mea ce se întâmpla. S-a prăbușit în brațele mele plângând și a recunoscut că familia ei a răspuns, însă mi-a ascuns asta. Atunci când mi-a arătat scrisorile, am înțeles de ce. Fiecare membru al familiei ei a trimis câte o scrisoare, de la străbunica ei de 98 de ani până la nepotul ei de 7. Fiecare din ei a scris câte o scrisoare. Unele erau adresate doar ei, altele amândurora, dar fiecare scrisoare puncta următoarele. 1. Nu veneau. 2. Dacă soția mea decidea să părăsească acest stil de viață imoral, aveau de gând să o primească înapoi. Și 3. Aveam să ard în iad. Nu sunt proastă, știam că existau astfel de oameni pe lumea asta, dar nu mi-a fost adresată o asemenea urămie până atunci. Mi-au dat lacrimile, iar soția mea a adunat rapid scrisorile și le-a îndesat înapoi în cutia din care le-a scos. A refuzat să mai vorbească despre asta și de fiecare dată când am încercat să deschid subiectul, îl schimba. Nunta a venit și a trecut. Soția mea a fost superbă și cu toate că sunt sigură că și-ar fi dorit ca familia ei să fie prezentă pentru a o susține, nici măcar asta nu i-a șters zâmbetul de pe față. Ne-am pus verigheta pe deget și am semnat chiar acte oficiale de căsătorie ca să le putem depune imediat ce Australia avea să ajungă din urmă în restul țărilor. Atunci când ne-am întors din luna de miere, lucrurile au început să meargă prost. Lucram non-stop, îmi făceam turele normale și lucram și peste program ca să-mi recuperez orele pierdute pentru nunta și luna de miere. Probabil că din cauza asta mi-a luat mai mult timp decât mi-aș fi dorit să recunosc, să observ că soției mele nu era bine. Căzuse deja într-o depresie profundă, dar m-am convins că o putem ajuta. Au urât dintotdeauna doctorii. Încă nu știu de ce s-a căsătorit cu unul, așa că știam că nu avea de gând să vorbească cu un psihiatru. Am încercat să o fac să-mi vorbească, dar a insistat că nu era nimic în neregulă cu ea, așa că am lăsat baltă subiectul. Mi-am dat silința să-i distrag atenția și să o înveselesc, sperând că avea să-și revină. Era puternică și m-am gândit că o putem scoate la capăt împreună. La aniversarea noastră de 3 luni, lucrurile s-au schimbat din bine în rău. Pe drum spre casă de la muncă, m-am oprit și am luat un buchet de bujori, florile preferate ale soției mele. Atunci când am intrat pe ușă, mă așteptam să o găsesc în baie, pregătindu-se pentru cina în oraș. În schimb, am găsit-o în dormitorul nostru. Se machiase și se îmbrăcase cu o superbă rochie verde, care scotea cu adevărat ochii în evidență, dar în timp ce mă apropiam de ea, am observat rimelul întins de lacrimi pe față, iar în jurul ei pe pat erau toate acele scrisori. Din acea zi, n-am mai ieșit din casă. Prietenii ei m-au sunat îngrijorați pentru că nu le-am mai răspuns la mesaje sau la apelurile telefonice. Toată lumea e foarte îngrijorată pentru ea. Aduc bujori acasă aproape zilnic acum. Florarul mi-a spus că le plătesc școlile privatele copiilor lui. Tot ce pot mirosi acum în casă sunt bujorii. Am nevoie de ajutorul tău, Reddit. Trebuie să mă ajuți ca legile Australiei să se schimbe. Vreau să fie legală căsătoria dintre persoanele de același sex. Trebuie să fiu ruda de gradul întâi a soției mele. Vreau ca asta să se întâmple acum.
Odată ce va deveni legal, voi putea depune actele. Odată ce va fi legal, ea va fi în mod oficial soția mea. Odată ce va fi legal, o voi putea scoate în sfârșit din casă. De-abia mai arată ca soția mea. În ultimele 4 luni m-am întins lângă ea în fiecare noapte, rugându-mă că atunci când îi voi putea spune cuiva ce s-a întâmplat, va fi tratat așa cum merită și că voi putea să-i fiu alături. Vreau să se legalizeze căsătoria dintre persoanele de același sex acum, ca să pot face toate aranjamentele, astfel încât familia ei plină de ură să nu o mai poată răni vreodată. Trebuie să se întâmple curând asta, însă începe să se descompună, iar bujorii nu vor putea acoperi mirosul pentru totdeauna. N-am vrut niciodată să fac declarații pe canalul meu, dar acesta este genul de subiect pe care nu vreau să-l ignor și peste care nu pot trece cu vederea. Am decis să postez o poveste cu subiectul acesta în loc de una despre Halloween, așa cum mi-am propus inițial, însă în ultima vreme au început să apară felurite comentarii sau injurii practic la adresa comunității LGBTQ la videoclipurile mele. Unele din ele, sinceră să fiu, chiar m-au dezamăgit, cu toate că am văzut și ceva comentarii pozitive. Și în loc să răspund la fiecare în parte, am decis să fac un astfel de videoclip. Aceasta este opinia mea, nu vreau să votez cu ura, nu vreau ca țara asta să o ia înapoi. Sunt conștientă că o să primesc comentarii negative, dar sper măcar că o să fie constructive. Vă rog frumos să lăsați părerile voastre la comentarii. Haideți să avem o conversație acolo. O să vă las link-uri în descriere pentru mai multe informații despre subiectul acesta. Hai să fim mai buni! Pe data viitoare...